Salutare prieteni, eu sunt Liviu și bine v-am găsit la un nou episod din Pokémon TCG Online. S-au întâmplat foarte, foarte multe de la ultimul nostru episod în care v-am arătat, după cum știți, cum stau cu colecția mea, cum stau cu tot ce am aici. Și aparent cineva chiar în speță Florin, o să las un link în descriere și el de curând a început și el să mai facă Pokémon TCG, la el puteți să vedeți mai niște lupte probabil mult mai profesioniste, având în vedere că are mult mai multe deck-uri decât mine, însă m-a ajutat pe mine cu un deck pentru versus Mount. Deck-ul este, se numește Seismitoad Keldeo și are așa, ia pe Oshawott, Duot, Samurott, cele trei stagii, Suicune, Eevee și Vaporeon pentru evoluție, Keldeo X care e foarte, foarte bun, Kyurem, Kyogre, Seismitoad X Full Art, Rare Candy și aici sunt niște trainere, supporter, Rough Seas pentru Stadium, Muscle Band, Heart Charm, Float Stone și Energy. Ăsta e cam ăsta este deck-ul. Și am zis că pentru episodul ăsta, după cum vedeți, am deja 20 de victorii cu acest deck. Foarte bun deck-ul. Și am zis, de ce să nu fac o luptă cu acest deck? Why not? Și da, să-i dăm drumul, zic eu. Am câștigat destul de multe lupte cu acest deck. Sunt foarte mulțumit de el, îi mulțumesc cu Florin pe această cale. O să jucăm și cu din deck, probabil dacă o să câștigăm. O să încercăm să jucăm un match, să vă arăt ce cu acest deck. Ca versus mă, nu jucăm la Trams Challenge, deci e posibil să pierdem. Să vedem, cred că totuși că e așa de rău. O să începem primii, mi-e place mereu să încep primul. Da, și n-avem basic. O să vedeți că acest deck este mult mai... este aproape de cele competitive, nici pe departe nu e bun. Deci nu se poate. Cum n-ai bani, nu ne dă... Bun. Bun. Seismitoad și Kyogre. Îl bun pe Seismitoad. Seismitoad are acest Quaking Punch care e foarte overpowered. Și de aceea îl bag în față. Sper să n-aibă nimic împotriva lui. E posibil să și renunțe, au avut multe persoane în cele 20 de victorii, multe persoane care au renunțat imediat cum au văzut ce Pokémon am. O, are un Charizard X, interesant. Încă ne-am face ceva probleme. Să folosim scutarea profesorului, mai nu știu energii. Acest Quaking Punch este bun pentru că... Nu-l lasă să folosească item card-uri din acestea, care sunt foarte importante, item card-uri. Suporterea are voie, însă item card-urile sunt extrem de importante. Foarte importante. Nici nu știu ce să... Cred că totuși tot un Cheeran o să iau, un Cheeran. Mai trag niște cărți. Float Stone vreau să-l păstrez pentru Keldeo. Este foarte bun pentru Keldeo. Pot să-l retrag, după aia să fac Rashin. Să mai retrag o dată, pot să fac astea de câte ori vreau și de aceea plus stăm foarte mult pentru Keldeo, însă să vedem dacă o să ne pice. Deci că nu îl folosesc acum. Ne-a picat și Ian. Însă nu știu dacă aș vrea, acest Samurott nu prea mă ajută aici, să fiu sincer. Să vedem ce va face adversarul nostru. Nu a reușit cu Roller Skin nimic. Charizard este weak împotriva Water, ceea ce e bine pentru mine. O să dau cu Quaking Punch vreo 60 de match și fără Muscle Band și să iau mult. Să folosesc și Quaking. Bun, deci aceste item card-uri pe care el le folosește, gen Roller Skates, Great Ball, este nu se mai poate să le folosesc tura viitoare. De aceea zic că e foarte bun Seismitoad X și în teren. Vedeți, e full art arată, chiar nu înțeles că e foarte rar acest full art Seismitoad. Oh. Fără random ca... Oh, bine că n-a nimerit. Nu voiam să-mi ia nicio carte. Aș fi fost nasol.
Folosesc Acrobike mai întâi. Poate o energie, nu cred că am nevoie de o așa oată. Nu prea-l folosesc, sincer să vă spun. Deci, hai. Rough Seas. Nu l-aș folosi acum. Rough Seas e bun, că pot să-mi iau 30 de damage stadionul până aici. Pot să-mi iau, că dacă Pokémonul este afectat de damage, pot să 30 de damage pot să-i vindec. Am și Pokémon Center Lady, care face același lucru. Quaking Punch și nu va mai putea folosi item carduri. Lucru foarte bun pentru mine. Am și posibilități să-mi fac heal pentru Seismitoad, așa că nu am nicio problemă. Oh, Loudred. Interesant. Ce face? Hyper Voice. Ne-ar putea pune sau să folosească Supersonic ca să nu stea confuz. Și asta e o posibilitate. Asta aș putea folosi Pokémon Center Lady. Ar putea chiar să folosesc Grenade Hammer. Nu, cred că va folosi Hyper Voice. Nu prea folosesc acest Grenade Hammer, însă aș putea să-l folosesc, având în vedere că am un singur Pokémon și voi folosi Rough Seas, să-mi pot să-mi vindec acel damage pe care îl iau de la acest Grenade Hammer. Și suntem într-un spot foarte bun. Da, folosesc Super Sony, mă așteptam, sincer. Să spun, chiar mă așteptam. De aceea aș face așa. Pun o energie. Folosesc Pokémon Center Lady. Știu că nu e foarte bine că folosesc acum. Să chiar vreau să scap de acea chestie. Și folosesc acest Grenade Hammer. Da, acum pot să-ți folosesc item cardurile aia, chestia. Nu s-am vrut să scap de acest supersonic enervant. Acum aș putea să fac treaba cu Quaking Punch. Charizard nu... Oh, Catcher. Interesant. N-a nimerit însă. Putea să-mi schimbe cu Kyogre și era nasul. Însă probabil aș fi folosit această chestie. A pus un energie de metal. Oh, poate să-și pună 3 energii pe acest Pokémon. Interesant. Snorlax. Kangaskhan. Da. Trebuie să dea hit. Și a dat hit. Aparent. Va putea să-mi dea Fire Breath la următoarea, însă nu o să-l las. Nici de-al mai bine o să-l las. Dacă spui acum, eu cum te fac praf la următoarea. Cu Grenade Hammer. Waste of energy pentru el. Sper că nu greșesc cu nimic. Da, nu cred. Pune Harcia pe Seismitoad, Rough Seas. O energie pe Kyogre. Nu știu dacă îți folosesc Ken, dar nu vreau să folosesc. Poate la următoarea dacă e. Și 260 de damage pe Charizard. Și energiile alea pe care le-a pus, a pus degeaba. Și două price carduri și ne aflăm într-un foarte bun spot. Bagă pe Kangaskhan. Ce ar putea să fac cu Kangaskhan? Doar un double colorless. Asta o să-l bagi pe Loudred. Însă ar trebui să-l scoată pe ăsta din joc. Da, cred că asta face, însă nu are. Curios ce va face. Bine că am Floatstone încă mână. Nu să vedeți de ce.
Oh, a ratat. A nimerit odată de două ori. 20 de meci, cam acest hard charm. O, să-i pun bun. Oricum folosesc acest rough seas. Nu mai încarc pe Kyogre cu niște energii. Folosesc un Sharon pentru a nu mai lua cărți. Ah, și ne-a venit Muscle Band. Păcate nu pot să nu mai pun pe ăsta Smitoad, însă... Nu am pe Kyogre. De-aia e aici. Și aș ataca cu... a renunțat. Stai, a renunțat, s-a dat seama că n-are cum să mă bată. Aș mai face un joc, cred. Mai facem un joc și după aia ne întoarcem la din deck-urile noastre. Am un daily challenge, există daily challenge-uri în acest joc și daily challenge trebuie să bat 5 Pokémon cu Pokémon mei de grass type. Bun, ne-a picat Keldeo. Nu e bun la început, cel mai bine el e bun pe bancă să stea. Sigilyph, cred că are un deck bun. Hai să vedem. Hydreigon. X. Interesant. Muscle Band. Vedeți de ce? Nu l-a pune totuși, să vedem dacă îmi pică Floatstone atunci. Nici nu știu. L-aș pune pe Seismitoad. Să vedem cum va face. Dacă pun 3 energy pe acesta de apă, să fie. Wow. Este psychic. A dat ten. Ne-a luat toate cărțile bune care le aveam acolo. Bine, avem profesorului, nu ne interesează. La 60 de meci. Uite, o scrisoare a profesorului. Aș vrea să-mi pic un double colorless. Să încerc. Din păcate, uite-l. Să pot da damage acum. Să-l bag și pe Oshawott. Are safeguard. Am uitat. Este exact asta ce spui cu al meu. Am uitat că ce sigea, ce enervant. Trebuie să retrag, clar. Am dat 30 damage. Absol. Foarte neva sigilis. S-a dat spear match asta din cauza lui sigilis. Credeți că nu știu ce să fac? E foarte, foarte greu. Da. Să pun pe Duat. Și nu cred că o să folosesc chestia asta, deși... Da, nu are sens.
Să folosesc Ken, n-am ce face. Bun, un double colores. Trebuie să le retrag. Voi băga pe Duat. E cam nasol, să fiu sincer. E cel mai bun spot, însă el își încarcă pe Gallade. Suicunul meu e bun acolo. Să vedem, oricum suntem... Da, folositem. Oricum avem tot double colores, asta mă interesează. Crashing Hammer. Te rog, nu. Yes. Îmi lua energia, era nasol. Vreau să-l nevulez pe Duat. În Samurott. Wally. Mi-a dat 50, are... Nu știu ce să fac. Asta nu i-ar da nimic. Mi-ar da încă 60 damage. Bine, poate mai mult, 60 cu 60, deci dacă mai pun o energie... Să dau Waterfall. O să încerc. Nu știu dacă e bine ce fac, însă măcar încerc. Are și Rei cu Aza. Cam nasol. Are deck bun. Și pe High Dragon. Lysander. Dacă nu-l bagă pe Lysander în joc, s-a terminat. Eu nu-l am, din păcate. Colrus. Oh, și-au un pierdăț acum. Nu vedeam. Ce face asta? O să coste mai puțin energie atacurile de psychic. Eu n-am rough seas, din păcate. Da. Mă așteptam la asta. A, doar la 30. Am dat 50 de damage, 30 de fapt, are acest heal bell. Heart charm, pardon. Ce cum o să-mi dea ca lumea de ei? Curlia. Interesant. Robo Substitute. 170, da, mă așteptam. Băga pe Suicun, care e imun la EX-uri. Hai, ce facem? Ce
Ceva chiar nu am ce face. 50 damage, 80 în total. Posibil să pierdem grav, însă măcar ne batem. Da, bineînțeles, o să-l și-l bage pe Sigilif să scape de suicunul nostru. Da, mă așteptam. 70 damage, exact cât are nevoie. Chiar 80, cred. Da, nu. E meci pierdut de când l-a băgat pe Sigilif. 80, da. Ce să zic? Nu că pe seismic tot în joc. Care avea vreo importanță. Nu mai am nici, pur și simplu va să atace cu ăsta până la nesfârșit. Mai are și un Lysander. S-a terminat. Are energie multe. 22. Kieran. Nu ne mai vin nici cărți. Porteri și de astea. N-am ce face, chiar nu mai am ce face. Am pierdut. Măcar că decul era bun, deci v-am spus 20 de victorii. Lejer am avut. Însă câteodată am mai și pierdut pentru că decul de-astea profesioniste ca lumea. Și da, se întâmplă. Oh, bun. Măcar mai dă speranță profesor Juniper. Și putem să fac ceva. Sau puteam, da, Vaporeon, cu Vaporeon aș putea face ceva. Am unul, pot? Am una, m-am putea pune încă una. Da. O, oh, ești pe Mega Gallade. Glumești. Nu, ce nu m-a atacat? Interesant. Da. Măcar nu mai folosește item card-ul la următoarea tură. Bun, chiar dacă noi am dat damage, această chestie încă mai merge, deci nu o să folosească item card-uri. Doar suporter, atât. În rest nu mai pot să facă nimic. Deci chiar parcă și-a încheiat mâna de acum. A, bă, o să mai pună energie și cam atât. Doar să atace. Da, într-adevăr. Cum am făcut un Pokémon Center Lady? Mai rezista o tură. Iar că nu fac nimic. Cu asta. Eu sunt de oricum 70 de meci, cred că s-a terminat. La următoarea. Să măcar îl mai blochez puțin tura asta.
aia pot să-i scot cu Vaporeon, pot să-i scot din joc pe asta. Însă după aia ce fac cu Mega Gallade? El va fi mare problemă. Are deja 80, aș mai trebui să mai dau cam 110? Cam așa. Am o idee. Keldeo mă poate salva. Doar să n-aibă la Izender. Două. Își face 3. 50 cu 20, 60, 110. Dar din când nu este X, nu să-și poate să-și ia două cărți. Doar dacă îmi dă cu Kel, la Kel, să mi-l introducă cu Lysander, să dea 110 damage. Doar așa. În rest, nu văd cum ar putea. Dacă îl scot din joc pe ăsta, bine, l-am mai avea pe Rayquaza jos. Și ar fi și ăla periculos, într-un fel. Curlia, cred că o să-i voleze. Poate să-și folosesc item card-urile. 14 cărți, 9 cărți. Eu sunt mai aproape să fiu eliminat. Dar aș vrea să... Oh, ok. Ultra Ball. Cred că și-l ia pe Gallade. Să-și-l pun aici. V-am spus. Ce mi-aș dori să scot din joc pe Gallade? Pe Mega Gallade, de fapt. Cu abilitate de Rushing al lui. Oh, Escape Rope. Ok. Nu mă deranjează mai nimic, sincer. Atind câte lampă Q. Oh, bun. N-are retreat cost? A folosit Escape Rope și poate și el să scoată unul la joc. Oh, Lysander. Oh, shit. 140, de ce? Aoleo, Powerful Storm. M-a făcut! M-a făcut la faza asta ca lumea. Și dacă profesioniștii. Știu cum să... Dar nu-i nimic. E venit la Trainers Challenge. Vom juca, cred că, un match. Scăpăm de Erica astăzi, probabil. Astea, deculele astea nu sunt așa de bune pe când. Și am zis că joc cu Grass Type, pentru că vreau să fac și acel... vreau să fac acel... dar va fi nasol care are foc. Hai să joc cu Kendall totuși. O las părica pentru episoadele următoare. Da, a fost interesant. Am câștigat un joc, un joc l-am pierdut, dar... Ce să mai urmă, ultimul chiar a fost... N-am avut ce face, avea ca lumea. Bufalant. Bufalant. Oare ui multa? Deja aici nu mai este Muscle Band. Ok. Până pune energie pe bufălă, m-a dura ceva. Însă Morgan o să dea foarte mult damage. Are acest chestie care dă 20 mai puțin damage. Ceea ce nu mă deranjează. Adică poate că ai avea să dea damage, nu o să dea nimic. Au, n-are nimic. Chiar așa, mă. Random Receiver. Bianca. Devil Ball. Pot să te iau pe Servine, cred. Și da, le volez pe Snivy. Nu că ar fi, văd că nu prea are Pokémon care să bage. Este un fan de idei. Am dat 60 damage. Da, și l-am bătut. Mă, nu mi-ai dat nimic, mă.
Colors. Nu mi-a dat nici măcar o bătălie ca lumea. Cred că o să mă zic cum o dată. A durat prea puțin. Trainer Challenge. Eu nu știu dacă mi s-a pus acel challenge. Nu știu dacă trebuia cu... Cred că trebuia cu Pokémon de... Eu nu știu unde văd. Unde văd daily... Vreau să văd unde sunt acele daily challenge-uri. Nu aici. La shop? Sau pe mine aici? Da. Da, trebuie să fie grass Pokémon. Ok. Înțeles-i. Încă o dată, Daniel, putem să jucăm și cu ultimul Daniel, însă va trebui să-i batem pe ăștia doi. Nu știu că iar cu asta a fost prea repede. Să încerc să folosesc Pokémonii mei de grass type. Promi, you'll take home, da. N-am apucat să citesc tot. Bun. Să gândim. Și pune pe Yanma. Pe bancă pe ăștia doi. Vedem cum merge. Da, e clar, n-o să mai câștigăm chiar din prima așa, cum am făcut-o. Și Bianca acum. Town map. Oh, am avut ca Superior. Numai bine. Numai bine. Mai avem însă nevoie și de Servine. Poate din acel Colorless. Însă... Nu știu dacă o să mai am pe Serpire după aia. Voi folosi Colorless până la urmă. Oh, Servine, bun. Însă nu mai avem pe... Nu mai avem pe ăsta, pe Serpier acum. Nu cred că trebuie să-l pun pe ăsta, dar... Whatever. Plastă nu prea o să dea de meștin, știi ce? La două... Oh, a dat ceva, 40. A, da, pentru că are weakness, lol. Am destul scarf. Treia energie. Tare mi-ar prinde bine să-mi vină Serpier acum. Ar fi rect. Na. Mai mi-a noroc ăsta. Da, bineînțeles, o să dau Tails pentru amândouă și o să dai 0 damage. De ce nu? De ce? Mă așteptam, sincer, vă spun. Și l-a făcut și pe Zerdus acolo beton. Să mă facă knockout. Bun, bicycle. Bicycle să... Oh, bun, 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 bun. Nu cred că poate să-mi dea damage. Na, fal. Foarte nașpa. Tu sincer. Dacă are noroc. Bun, deja unul. Ia totuși energie. Stai pe ăla ai. Mie îmi convine, eu am nevoie să fac acel daily challenge. A, nu. Fu, ce noroc am avut. Îmi dădea confuzie, era scandal. Hai să-l bag pe
să-l iau pe Watcher. Dino. Sau Dino, cred că Dino. Ain, că e Ain, Dino. Zwailos. Oh, pana mea, cum se zice. Și Hydreigon. E Dry de la 3 în germană. Încă un Pokémon, nu știu, din țărână. 3 până acum. Trebuie să completăm acel daily challenge dintr-o singură vizită. Nu, și-l bagă pe Zapdos. Cred că mai vrea să-i bagă o geoenergie sau ceva. A, nu. Am avut noroc, să recunosc. De două ori. Noroc. Chior. Wachog. Încă 70 de damage. Iarăși dăm heal. 4. Și Emolga va fi 5. Și-a terminat și daily challenge-ul. Cred că o să mai avem unul totuși, nu sunt sigur. Vom vedea. Super Rod, pasă-și. Dino. Îl va băga pe Zapdos până la urmă. Dar dacă nu-i foarte slabă și nu... Whole Family, nu aștept nimic. Pe cine să luăm? Nici n-are... importanță, că nu putem să mai băgăm pe nimeni. Wachog mai dă, bagă energie, 70. Cred că îl bagă pe Zapdos acum. A, tot pe Dino și e victorie. Dar asta e, la dim decuri sunt și slabi. Ce să fac? Ei, hai. Nu fa, sper să nu faci figuri. Victorie! Prea simplu a fost, sunt două victorii. Cred că o să încheie aici episodul. Însă nu înainte să deschid niște pack-uri. Yay! Încă un Primal Clash. Oh, e level 1 pentru grass. Și am câștigat acest... Cred că da, e acel gen token. A, încă unul. Put 5 evolution cards into play. A, mișto. Nu cred că o să mai fac nici acel daily challenge totuși. Cred că o să închei aici, însă v-am spus, v-am promis că voi deschide pack-uri. Să vedem. 375. Da, și hai să vă arăt de ce ziceam că... Deci, la level 1 primești acest token, la level 2 primești aceste foarte mișto sleeves, cum se numește, și aici este un pack, gen de la pentru pack, box. Trebuie la level 3 cu el. Și pentru fiecare în parte primesc toate tipurile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Dragon, Psychic, Fairy, and, Lightning sau ăsta, Electric, Steel sau Metal, Water sau Ice, poate să fie și Ice, Dark. Asta este Fire, Fighting și Grass. Pentru fiecare putem să completăm. Acum, uite, dacă fac acest lucru, cred că se va face și aici level 1. Da, și cam asta e. Să vedem. V-am promis că fac un pack opening. Am deja 3. Voi deschide pe aceste 3 episodul acesta. În următor poate o să și cumpăr. Da, să începem cu acest Black and White Legendary Treasures cu GNS pe față, 10 additional cards. Sunul, Sniper, alți... Wow, un Purloin. Art. Buffalant, Emolga, Servine. Snivy, 2 Snivy chiar. Și un Keldeo X, incredibil!
pot să mai adaug încă un chel de OX la 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 becul meu nou, fenomenal. Awesome. Yay. Chel de OX. Aveam doar unul, acum am doi. Să vedem primul cașu pentru de 5 cărți. Cel care două mai ne-a venit. Corpiș, Weedle, Barbo, Nidorina și... Professor Birch. Shuffle, da, interesant. Dar e full art, asta e chestia. E foarte interesant. Și să vedem acest de zi. 10 cred că este totuși. Scrie aici 10. Poate să fie 5 totuși. Da, e 5. Sunt 5 cărți. Să vedem. Un Gardevoir X. Incredibil. Cât noroc am putut să avem două din cele 3 pack-uri pe care le-am avut. Două X-uri în două pack-uri. During your opponent's next turn, this Pokémon has no weakness. Da, un Gardevoir X și un Keldeo X. Interesant. Foarte interesant. Grass Reward Coin. Da, cred că am atât pentru acest episod. Vreau să fac mai mulți bani, o să mai joc singur fără să filmez și o să fac mai mulți bani. Ca să faci bani trebuie să joci la standard de câte ori poți cu oameni și poate cine știe, nici nu știu, să-mi ziceți voi dacă să cumpăr unul din aceste decuri, chiar hai să le vedem. Nu știu să cumpăr deck-uri sau să cumpăr booster, asta e. Și ce booster îmi recomandați dacă e să ziceți că să iau booster, prea mult clash-ul, cred. Articuno ar fi, aș lua doar că pentru a vedea ce are aici, doar pentru asta aș putea să-l iau acest deck. Bine, e un dim deck, până la urmă, pentru Pokémon și pentru asta, însă nu cred că e tot mai, lucru cel mai bun. Și dacă unul din acestea are Lysander. Chiar aș avea nevoie și chiar nu vreau să mă bazez pe norocul din boostere, pentru că nu prea pică, nu știu de ce. I-am văzut la J-Witch odată, a picat două din două consecutive, ceva de genul what the fuck. Se pare că nu e totuși așa de rar, însă you never know. Nu, pare că nu are niciun Lysander. Și culmea. Din deck-urile cu Lysander, cam rar. Nu cred că există. Da, cred că totuși booster o să iau. Însă ziceți voi ce booster este să cumpăr. 95, na. Nu foarte multe, nu o să am pentru foarte multe. Să fiu sincer. Însă... Aia e. Destruction Rush. Da, cred că cam atât pentru acest episod. Ne vedem și ne vedem episodul următor cu și mai multe bătălii în Pokémon TCG. Știu că vă place așa și sper că să devenim din ce în ce mai buni, poate și competitiv o să jucăm la un moment dat. Și da, eu am fost Liviu, ne vedem în episodul următor. Toate cele bune, la revedere!